Hei, salut tuturor și bine v-am găsit episodul de astăzi, fraților, să facem un unboxing pentru că mi-au ajuns încă câteva cutii de la Loot Crate și Loot Gaming, dar se pare că astăzi avem mai multe Loot Crate, avem două Loot Crate, un Loot Gaming și deja una așa mai misterioasă și nu știu ce se află în ea. Noi o să deschidem asta doar o singură cutiuță, data viitoare mai deschidem una și așa mai departe, de aceea fraților, dați de un like la acest episod și un share mă ajută enorm de mult pentru mai multe cutiuțe de genul acesta și despre live-urile pe StreamCraft pentru prezența voastră contează enorm de mult ca să mai putem face unboxing-uri, joculețe noi și tot ce țin de canal. Din cutiile astea poate să pice o grămadă de chestii și figurine Funko și haine și ciorapi și chestii. Ați văzut și voi din cutiile precedente ce ne-au picat. De asta și e fain că cumperi cutiuța aceasta, dar tu nici măcar nu știi ce primești în schimb. Dai sute de dolari pentru niște subscripții, dar măcar nu știu dacă iei ceva. Așa, aici scrie adresa. Așa, deschidem cutiuța. Văd deja că este ceva înăuntru. Paparam, param. Iar ceva colorat, tricou văd aici, destul de fain. Asta că trebuia să scot scociul. Deja nu o să mai încerc să fac cutiuțele acestea invers, dar o să uităm la ce design mai este. Înainte, dacă întorceai cutia, îți mai ieșea o altă cutie, adică alt fel arăta. Dar acum o schimbat și nu mai e șmecheria aia. Sau poate sunt unul de cutiuțe. Așa, băi, cam greuță și... Da, frate, m-a pus stand-ul pentru PlayStation aici. Mă așteptam... Nu știu, aveam dubii că a dispărut controller, a dispărut stand-ul. Dar de fapt frate mi l-a pus în cutie. Uite așa arată el. Hai să-l scoatem în cutie. Bă, m-am chinuit să găsesc stand-ul ăsta pentru PlayStation. Vai de mine. Intram pe eBay să cream un PlayStation controller stand. Îmi dădea doar stand-uri de Xbox. Bă, dar și numai stand-uri pentru Xbox există pe planeta asta. Intru pe Amazon, scriu iar PlayStation 4 stand. Îmi dă numai de Xbox. Și încă și de astea faine pentru Xbox. Vreau pentru PlayStation așa. Și până la urmă am dat de standul acesta, original la PlayStation, pentru controllerul meu. Pentru că vedeți că stă controllerul acolo degeaba, nu stă frumos și să pun pe un stand și să arate mult mai bine. La fel și căștile, vedeți cum stau, trebuie tot să vină standul și după ce mi-ajunge standul o să fie tot frumos. Uite, cam așa este standul pentru PlayStation. Destul de simpluț, oficial PlayStation, nimic wow. Hai să-l scoatem. E cam mărișor, nu mă așteptam să fie așa mare. Așa, hai să punem cutiuța asta într-o parte. Uite așa, chestia asta cred că se ridică. Patented, ce că e patentat, protejat pentru patente, nu știu ce chestii. Dar ce chestia asta? Asta pare, aici pui controllerul. Și chestia asta e să țină sau cum. De asta așa se iau controllerul. Și să ne uităm mai bine. Așa, aici văd că sunt chestii pentru joystick, uite așa. Îl pui aici, frumos. Mamă, dar arată bine pe standul ăsta. Și ăsta cred că e doar să țină de masă. Ok, hai să punem aici așa. E, bă, arată altfel, nu? Ia uitați cum arată așa. Cum arată pus pe masă simplu și cum arată în felul acesta. Foarte frumos, nu? E, altă viață, uite, pun aici lângă figurină, frumos. Băi, frumos! Foarte super! Așa, mai departe avem aici Kid Robot, Futurama Universe X. Deci ceva cu Futurama. Mi se pare că asta e luna februarie, dacă nu mă greșesc. Deci e figurina, ar trebui să fie. Vedeți aici sunt mai multe chestiuțe, nu știu dacă se vede. Vedeți aici sunt mai multe fețe, mai multe caractere. Cam eu pe ăsta l-am primit. Deci mi se pare că primești random, pur și simplu. Poți să-l primești pe Fry Universe B, Bender, Lila, Hedonism Bot. Aha, hai să vedem ce e aici. E o figurină micuță, văd mai departe nu nimica. Uite, bă, și este și poster. Nu, asta e cărțulie. Bă, dar e cărțulie faine cu puzzle-uri. Ia calendar, ești nebun? Calendar cu SpongeBob. Cât de tare chestia asta. Ia da să scot figurina din cutie. Hai tu-ți Dumnezeu! Cât de tare-s cutiile astea, bă, le ador! Oho, dar păi ce figurină mare, mă! După cutia asta nu spui că e figurină mare! Iar da să vedem cine a picat! Foarte bine detaliată, foarte bine făcută și arată extraordinar de fain! Hai să uităm pe cutie ce figurină e asta! Asta mi se pare că e Bender! Doar că pe imagine arată într-un fel, de aici arată altfel! Aha, înseamnă că nu e chestia asta de pe imagine. Uitați-vă, astea poate să-ți pice. Nu, mă, mi-a picat
Super King Bender. Deci este Bender simplu. Deci este Bender simplu. De aici este și Super Bender, ăsta din mijloc. O, cât de tare. E unul din cei mai șmecheri, de ce? Mă, că vin un picat zap sau ceva, că văd că aici sunt mai simpli. Super. Foarte tare. Ăsta e tricou din Black Mirror, serial Netflix. Văd că aici scrie exclusiv Loot Crate și Black Mirror, House of Tomorrow, ESC și Netflix. Băi, simplu tricoul acesta, adică are unele desene, dar nu prea se observă. Vedeți, aici strălucesc diferite chestii. Nu-i cine știe ce. Aici scrie sezonul 1, episodul 2. Aici cred că sunt logotipuri. Nu prea se înțelege. Nu prea sunt fan. Știu că este serial Black Mirror. Mi se pare că un serial ăla faci diferite alegeri și tot ce se întâmplă în film, în serial depinde de tine. Avem aici un pin din Black Mirror, la fel. Uite la acesta. Foarte fain. La fel și pinul. Super. O să-l pun acolo în colecția mea de pinuri. Inițial mi-am pus pinurile pe geantă, dar am zis că, bă, e cam riscant. Oh, și avem niște ciorapi. Cât de tare ciorapi ăștia. Cu Bio World. Friends, the TV series. Tot din serial. Ok. Ia uitați-vă aici niște ciorapi. Frumos. Bă, mă mir că ne dă doar tricouri și ciorapi. Dar înainte dădea doar tricouri, acum dă și ciorapi. Super. Foarte tare ciorapi ăștia. Și nici nu sunt groși. Perfect. Punem acolo într-o parte. Aici avem o pinu, chestiile astea le punem într-o parte. Așa, avem aici cărțulia. Asta e din luna ianuarie. Luna ianuarie, i-am primit cutia aceasta. Eu n-am primit cutii din decembrie. Ok, vreau să văd dacă o să primesc cutii din decembrie. Vorbim de asta mai multe Loot Crate, Loot Gaming nu prea a venit la fratele meu. Așa, aici ne spune diferite chestii. Tricol Dystopian Duds. Original appearing on Channel 4. Uitați-vă aici calendarul, să-ți faci diferite notițe. Ianuarie, februarie, luna dragostei, că sunt Sfântul Valentin și de-astea. Martie. Foarte tare calendarul ăsta. Păcat că nu are vreun suport, că era fain să fie suport și este exclusiv Loot Crate, adică nu-l mai găsești în alte părți. Diferite imagini, calendare, ce îți faci diferite notițe. Aici scrie că Steven Hillenburg birthday. Uite, îți scrie și diferite zile naștere, cred că e la personaje, că nu știu cine e Steven Hillenburg. Uite, Leif Erikson Day, Columbus Day, Halloween. A, nu, astea sărbători chiar din viața reală, mă gândeam că e ceva chestii din serial. Thanksgiving, aici e sărbători din America. Foarte tare calendarul acesta, o să-l pun undeva în dulap, nu știu dacă o să-l folosesc. Dar prinde bine, adică îți face acolo notiță că ceva o să se întâmple pe data de 20, pe data de 19 sau ce dată vrei tu. Bun, fraților, cam astea primim noi în cutiuță. Primim acest calendar, niște ciorapei, un tricou foarte tare, pin și această figurină foarte șmecheră. Numai că nu știu cum spun coronița, dar această figurină foarte șmecheră. O punem la o parte. Foarte super. Super cutiuța aceasta. Vedeți aici e cutie misterioasă. De exemplu, dai 30 de euro pe dânsa. În America mea e ieftin. Vreo 20 de dolari, cam așa. Dar ei niște chestii chiar destul de faine. Adică niște lucruri pe care tu personal nu le-ai cumpăra, dar dacă le primești e foarte satisfăcător. Să primești, de exemplu, o figurină genul acesta. Că mi închip, de exemplu, că persoane care primesc, de exemplu, un tricou, se gândeau să-și cumpere tricoul acesta sau să-și cumpere, de exemplu, ciorapi aceștia. Nu. Dar dacă îi primești, e destul de plăcut. Poți să faci un cadou, un prieten, o cutie de asta sau ceva de genul acesta. Dar mie mi-este foarte plăcut să fac unboxing și să vă prezint și vouă lucrurile genul acesta. Foarte tari, mai ales puțin care fac unboxing la Loot Crate, Loot Gaming, la noi în România, în Moldova și în regiunile noastre. De aceea, îmi face plăcere să fac toate chestiile acestea. Sper că v-a plăcut, frasor. Acest unboxing, noi ne vedem data viitoare la o altă cutiuță, vedeți, mai avem încă câteva. Aici înseamnă că o să fie Loot Vault. Eu mă gândeam că aici poate fi controlul la PlayStation, dar nu. Noi ne vedem data viitoare, v-am pe toți, pa, pa!